Bună seara și bine v-am regăsit la Fotomania. A trecut vara, am avut și noi o scurtă vacanță și reîncepem seria emisiunilor în care vom avea invitați fotografi, destul de cunoscuți în domeniile lor, care ne vor împărtăși din modul lor de a gândi fotografia. Dar pentru că feedback-ul emisiunilor de vara trecută în care au fost invitați persoane publice, cărora le-am făcut o ședință, dar le-am și luat interviu să vedem exact cum văd ei fotografia, spuneam că feedback-ul a fost destul de bun. Vom mai insera din când în când în seria asta de interviuri și câte o emisiune din formatul acela, pentru că am spus-o și o mai spun încă o dată, e destul de important să vedem cum gândesc și fotografii, dar să vedem cum gândesc și oamenii care sunt de partea cealaltă a aparatului foto. Astăzi vom vorbi despre fotografia de nuntă. Am abordat destul de subiectul ăsta. Nu am făcut-o de ceva timp pentru că formatul de vară nu a permis lucrul ăsta. În schimb, e un gen de fotografie destul de des întâlnit. Majoritatea fotografilor care se apucă de fotografie vor să facă fotografie de nuntă pentru că, să recunoaștem, e un domeniu în care partea financiară este cât de cât mai acceptabilă. Până acum am avut invitați fotografi de nuntă, dar niciodată nu am reușit să spun părerea mea despre fotografia de nuntă și așa că astăzi vom încerca să demontăm câteva mituri. Va fi o emisiune destul de interesantă pentru fotografi, cât și pentru viitorii miri. Vom avea o secțiune în care așa un fel de sfaturi, între ghilimele, pentru cei care vor să-și organizeze nunta. Am să încep prin a spune ceva pentru care probabil mulți o să mă înjure. Și ce prin a spune că în momentul de față nu sunt suficient de mulți fotografi de nuntă la noi. Știu că impresia generală este că piața este supra-saturată și că din ce în ce mai greu să faci și mai departe, dar când spun că nu sunt suficient de mulți fotografi de nuntă, mă refer la cei care să poată face o fotografie la un nivel decent. Într-un weekend foarte aglomerat sunt câteva mii de nunți în țară și eu sunt absolut convins că mai mult de, hai să spunem, 500 de fotografi. Și aici nu mă refer la elite, mă refer pur și simplu la oameni care să fotografieze, repet, decent. Și am să dau niște exemple pe care le-am primit de la cursanțele la școală în perioada asta, care efectiv m-au oripilat. De la exemplu unei eleve care a venit să-mi spună, a fost la o nuntă și fotograful avea la ea un obiectiv 35mm fix, un obiectiv destul de bun și luminos. Și citez cu aproximație ce am spus ea, 35mm este un obiectiv foarte slab pentru că distruge conturația. Nu am reușit să ne dăm seama aici la curs ce vreau să spună. Și că cel mai bun obiectiv este 18-55, obiectivul ăla de kit de care se ferește toată lumea. Da? Bine, întâmplarea a făcut că și-a și rupt obiectivul la nuntă și nu avea backup, asta e partea a doua. Pot să mai dau foarte multe exemple în care spunea cineva, făcea fotografie la un botez și undeva în București. Și o greșeală frecventă pe care am spus-o tuturor celor care fac fotografie de nuntă, în momentul în care ești într-o biserică care este destul de întunecată, am mulți ce fac? Dau ISO 100 pentru că am învățat eu undeva că dacă dai ISO mare sunt probleme ca zgomot de imagine. Lucrez cu ISO 100, cu blitzul pe direct, mă refer aici la poate fotografii la început de drum care nu-și permit să aibă 3-4 flash-uri puse pe stative în față, în spate și mai departe. Ai un singur flash, cum te folosești maxim de el? Și ce fac? ISO 100, flash-ul pe direct, eventual pe TTL, că e destul de complicat să folosești blitzul pe manual, dai bătaie. Și atunci cum va ieși fotografia? Am mai discutat despre asta, o fotografie în care prin planul la mirele mireasa sunt expuși corect și deja la 2-3 metri în spatele lor devine întuneric beznei, peșteră. Cursanta respectivă, da, care îmi povestea, lucra cum am învățat oricum au învățat la școală să o facă și anume cu un ISO destul de mare și când spun destul de mare mă refer aici la un ISO care să-ți permită aparatul să-ți permită să nu ai zgomot de imagine cu blitzul pe bounce undeva la 1:16 astfel încât să vezi mai mult din biserica aia, nu doar prin planul și restul să fie beznă din cauza legii pătratului invers, da? Faptul că lumina se pierde repede. Și a fost atenționat. A venit fotograful celălalt, vine la ea și nu că nu faci bine, i-a dat ISO foarte mic, i-a pus blitzul pe direct, face o fotografie, vezi? I-a rămas puțin oripilată, nu i-a spus nimic, la care fotograful îi spune, se vede că nu face eveniment. Un alt exemplu care ne-a șocat oarecum, eram mai mulți de la școala de fotografie, mai mulți cursanți, undeva pe lacul Tăbăcărie, mama aia pe Ghiol. Și eram cam cu o oră și jumătate înainte de apusul soarelui. Deci soarele era pe cer, era într-un loc destul de bun, dar încă lumina lui era destul de puternică, era semn afară. Da, a venit cineva să facă un trash de dress. Chipuiți-vă că și-a poziționat mirii cu soarele în spate, ceea ce în principiu în anumite situații este ok, pentru că ai highlight-ul la păr destul de fain.
problema care a intervenit mai târziu și ne-am dat seama că nu are cum să iasă fotografia bună, era că el fotografia de undeva de la 7-8 metri de ei, cu blițul pus pe aparat și ridicat la 45 de grade. Nu știu, probabil încerca să dea bounce de bolta de cer. Ideea e în felul următor, în genul de fotografie nu am mai discutat. În momentul în care ai soarele în spate și foarte puternic, ce trebuie să faci? Trebuie să expui pentru highlight, să expui pentru zona luminată și pentru, cu cât este mai luminat în spate, cu atât trebuie să închizi mai mult diafragma, ISO și mai departe. Și evident, ei stând în umbră, fața lor fiind în umbră, diferența de latitudine de expunere, de stopuri între fața lor și, și cer fiind foarte mare, trebuie să vii cu o sursă foarte puternică de lumină. Da? Deci o situație de genul ăsta, și l-am dat, am făcut și eu, și vedeți acum în fereastră imaginea. În momentul în care încerci să subexpui soarele care se află direct în spatele subiectului, trebuie să vii, aveam un flash de 600 de W cu o umbrelă la un metru de subiect. Deci trebuie să vii cu o lumină foarte, foarte puternică. Ori în momentul în care tu ai flash-ul pus pe aparat și ești la vreo 7 metri de subiect și mai dai și cu bounce la 45 de grade, bine, bounce, nu știu, de cer, atunci nu avea cum să iasă sub nicio formă. Deci la un moment dat, dacă nu trebuie să fii foarte specialist în fotografie, la un moment dat, dacă treci, înveți puțină fotografie sau începi să faci un curs, îți dai seama din felul în care e poziționat subiectul și felul cum ține aparatul și cum pune flash-ul, îți dai seama efectiv că nu are cum să iasă bine. Dar foarte probabil el expunea de fapt pentru fața miresei, iar în spate ieșea supraexpus total, pentru că nu avea cum, era diferența foarte mare de luminositate și flash-ul era total inutil în situația respectivă. Și mai mult decât atât, a fost zilele trecute, am ieșit de vreo două ori la fotografiat și în afara practicii, au fost niște zile în care și chiar sâmbetă s-au nimerit, deci zile de nunți, în care a fost un cer absolut fantastic în Constanța, un cer minunat, niște nori dintre aia, cum îi spune o gata photoshopați, cu un contrast și cu albastru cerului și cu noria cumulus foarte cărnoși, deci incredibil. Și în momentul în care ai cerul respectiv, chiar am ieșit sâmbătă trecută, am ieșit la... Am avut eveniment și am ieșit undeva pe malul Mării, am fotografiat. Eu m-am jucat un pic un timp de expunere mai lung, am ieșit niște cadre destul de interesante. Deci era incredibil ce se întâmpla. Închipuiți-vă că era cam cu o oră înainte de apus. Era soarele care venea din față, dintr-un unghi foarte bun și mai era și o perdea foarte fină de nori. Deci că avea și softbox, o lumină foarte bună. Și în spate aveai Marea Agitată, care era un spectacol extraordinar și un cer absolut incredibil. Ei, în situația asta, bine, hai să spunem că nu te duci pe malul Mării, că poate bate vânt, nu te duci cu mireasa, că e destul de... îi strică freza sau mai știu eu ce. Dar în momentul în care ai un cer de genul ăsta, la un moment dat le-am și pus postare pe grupul Școli de Fotografie și le-am spus să nu cumva să vă prind cu fotografie, cu boschet sau cu copaci în spate, în condițiile în care ai un cer fantastic. Și atunci fie folosește o blendă în funcție de cum e lumina la momentul respectiv, fie folosește o blendă să vii cu soarele pe față, fie vii cu un flash în față, fie folosești lumina naturală dacă unghiul este bun, dar ai un background incredibil de frumos. Și atunci de ce să te duci să faci fotografie cu trei copaci în spate sau cu un stâlp care iese din cap miresei sau mai știu eu ce? Și acum, ca să mai dau și un exemplu pozitiv, același lucru. Am avut un trej de dress acum vreo 2-3 săptămâni. La fel, în general, când fac trej de dress, ne întâlnim la studio aici. Ca să nu vină mireasa gata împotenată, se schimbă, facem 2-3 fotografii în studio dacă toți suntem aici. Îmi place foarte mult să mă joc cu flare-ul și la pus, dar și în studio am mai vorbit, când pun flash-ul în spate cu niște filtre cu gel, pentru că se potrivesc, genul ăsta de fotografii se potrivește foarte bine cu stilul pe care l-am, care destul de intim, îmi place să văd foarte multe emoții dintre ei. Am făcut 2-3 cadre de genul ăsta, după care am ieșit să fotografiem afară. Inițial am spus lui Adi, mirelui, că vom sta până la apus. Dar el era destul de grăbit, l-am dat vorbe la telefon, cineva pregătea un grătar, nu avea foarte mare chef de fotografii. Și am ajuns undeva pe plajă, undeva între Mamaia Nord. Acolo era încă destul de cald afară și mai erau turiști și am zis să mergem într-un loc mai izolat. Ei, aveam la mine și bliț de 600 de W, aveam foarte multe. În general mă duc la mine pregătit cu de toate, și la nuntă și la evenimente, mai ales când sunt în Constanța, e aproape și nu trebuie să mă car cu ele. Ei, când am ajuns acolo, exact ce spuneam mai devreme, era un cer incredibil de frumos, o lumină care venea dintr-un unghi foarte bun pe față și atunci, la toată ședința aia, nu am folosit, partea făcută afară, nu am folosit nimic. Am folosit la un moment dat o blendă, ne-am oprit cu un copac în spate și am folosit soarele ca lumină de highlight în păr. Am făcut câteva fotografii cu mireasa cu o blendă din față, după care pe malul Mării, pur și simplu, era totul de la mama natură, atât de frumos,
încât n-avea rost ce să scos, să bagă o flash-ul, să fac nebunii, era. Și în situații de genul ăsta, de asta parcă mă oftic când văd, când văd o situație atât de bună și oamenii care fac în fotografie, în parc, copaci în spate. Deci într-o situație de genul ăsta, e atât de simplu încât și lui Fimiu, are 9 ani, dacă îi dau un aparat și îl pune pe auto, face fotografie mai bună, pentru că pur și simplu trebuie să știi să recunoști o situație bună de fotografiat. În momentul ăla nici nu mai e atât de, nu știu eu, toate nebunii cu chestiuni foarte tehnice. Nu, este simplu din absolut orice punct de vedere. Și acum poate înțelegeți, după exemple pe care le-am dat, de ce spun că încă nu sunt destul de mulți fotografi buni și decenți. Se întâmplă, poate mulți s-au apucat de fotografie într-un moment în care erau destul de puțin fotografi pe piață, au văzut că e o sursă destul de ușoară de a-ți suplimenta veniturile și au rămas la nivelul, la un nivel destul de slab. Partea bună este că nivelul fotografiei de nuntă în România în ultimele a crescut foarte mult. Am în listă de Facebook mulți fotografi și chiar a crescut enorm de mult. Iar cei care încă sunt la nivelul ăsta și sunt bucuroși, pentru că l-am dat stai și te întreb, nu, cum de fotograful respectiv, în condițiile în care face fotografii atât de slabe, are clienți. Pur și simplu, s-a apucat de fotografie de mult, are o bază de date de clienți din urmă, care nu știu, se complică prea mult. Dacă e o fotografie cât de cât clară, este ok, cu blițul pe direct, cu stâlp din capul miresei, e bine. Dar ușor, ușor crește, spuneam, destul de repede, de fapt, nivelul fotografilor și crește și nivelul, și oarecum pretențiile și nivelul de educație vizuală al viitorului mir. Pentru că în momentul în care ești bombardat pe Facebook cu fotografii din ce în ce mai bune, începi să-ți dai seama și tu că totuși diferența între asta și asta e destul de mare. Nivelul fotografiei de nuntă continuă să crească foarte mult. Mulți dintre cei care fac fotografie de ceva timp și sunt la un entry level își dau seama că nu pot ține pasul dacă nu învață din ce în ce mai bine, fie de pe o sursă, nu știu, de pe net, de pe Creative Life, fie să vii să faci o școală de fotografie sau un workshop. Și din punctul meu de vedere, viitorul sau, nu fac eu acum neapărat predicții, dar cred că peste 5-6 ani se va ajunge la un nivel atât de bun în tehnic, încât diferențele nu se vor mai face. Domnule, X sau Y face fotografie corect expusă sau suficient de clară și aparatura evoluează într-un stil în care va fi destul de greu să nu mai faci o imagine sharp. Au apărut acum atât de multe de la mirrorless-uri cu face detection, va fi foarte greu să faci fotografie slabă de tehnic. Va crește foarte mult nivelul și până la urmă diferențele vor fi făcute de oamenii din spatele aparatului foto. Și aici vreau foarte mult să ajung. În momentul în care îți alegi fotograful de nuntă, da? Viitoare, mă refer aici, vorbesc cu viitoarele mirese, va trebui să vă intereseze în primul și în primul rând cum este omul din spatele aparatului, pentru că din punctul meu de vedere, fotograful de nuntă este poate cea mai importantă persoană la nunta respectivă. Dintre cei care implicați în organizarea nunții este cu siguranță cel mai important, pentru că practic el este omul în mâinile căruia îți lași amintirile tale. Și toți ceilalți depind de el, în sensul în care peste 5 ani de zile, dacă tu ai avut un super frumos buchet de mireasă și a uitat să ți-l fotografieze sau l-a fotografiat supraexpus, luminat foarte prost, peste 5 ani nu mai știi exact, dar nu mai ai amintirea buchetului frumos, pentru că ai niște fotografii foarte slabe. Dacă ai o sală foarte frumos luminată și vine ISO 100 și cu un blitz pe direct și în spate se vede peșteră, da, vei rămâne cu amintirea peștrii respective, în loc să se vadă tot. Și în primul și în primul rând, asta sunt până la urmă sunt detalii, dar în primul și în primul rând sunt emoțiile, pentru că un fotograf de nuntă ar trebui să pună pe loc întâi momentele, emoțiile, reacțiile la momente. În momentul în care îmbrățișezi pe cineva și ai fața, cum să zic eu, ai o emoție foarte, foarte mare în momentul ăla, asta e lucrul de care vrei să-ți aduci minte peste 10 ani. Și acum ne vom uita pe o nuntă pe care am avut-o anul ăsta. Doi oameni minunați. Întâmplarea face că sunt și destul de apropiați de ei. E vorba de un fost cursant care și-a întâlnit viitoarea soție în cadrul școlii. Deci am mai vorbit despre el și am spus că a fost cel mai câștigat dintre toți cursanții la școala de fotografie, pe lângă faptul că a învățat fotografie și acum este și el fotograf de nuntă, dar s-a ales și cu o soție minunată. Și dau un exemplu pozitiv nunta asta, pentru că a fost extraordinar din toate punctele de vedere. Mă refer în primul și în primul rând, atunci când ca viitor miri gândești o nuntă, ar trebui să pui pe primul loc
amintirile pe care urmează să le ai și să te simți bine, să te distrezi bine. În momentul în care la Cunia Civilă, de exemplu, au gândit-o pe plajă, frumos, cu, pe malul mării, și a început să plouă și a plouat foarte tare și a bătut vântul și s-au spart pahare și toată lumea era udă până la piele. Și pentru că a venit mireasa, era un zâmbet toată și mi se părea ceva minunat. Deci în momentul ăla mi-am dat seama, de la început, Cunia a fost cu două zile înainte de nuntă, mi-am dat seama că va fi o nuntă extraordinară. Am văzut mirese care erau super stresate de faptul că e șifonat husa pe care o pui pe scaun, pe care stă mireasa și care oricum nu se vede, pentru că are ochii foarte mare. Deci mirese stresate de foarte mici detalii. Vă las să urmăriți un slideshow de fotografii făcut de la nunta lor, după care revenim și comentăm un pic pe fotografiile respective. Acum, înainte să discutăm de fotografii, urmează așa o scurtă parte referitoare cu sfaturi pentru viitorii mei. Nu sunt sfaturi, sunt păreri, eu nu-mi dau cu sfatul că e prea mult spus. În momentul în care îți organizezi o nuntă, primul lucru pe care trebuie să-l ai în minte este că este nunta ta. Și nunta aia trebuie să conțină lucruri care te definesc și care îți plac ție. Și sunt între fotografi circulă fel de, hai să zic așa, de glumițe sau de asta în care ce nu ne place nou la nuntă. Sunt multe momente, în general sunt multe tradiții care au devenit un pic mai învechite. Sunt nunți la care am fost în București, în care am spus foarte clar, nu vreau să fac asta, asta și asta, pentru că nu mă reprezintă, nu sunt eu și atunci normal să nu fac. Și asta e o atitudine cât se poate de ok. Acum, dacă îți plac tradițiile la modul sincer, ok, fă-o, dar să faci o chestie doar pentru că așa se face. Deci când aud chestia asta, așa se face, sau așa a zis mama, sau așa a zis bunica, sau așa a zis, nu știu, începând, hai să o luăm cu începutul. Te gândești la, nu știu, cântărețul ăla cu acordeonul, care de obicei este mai solid, transpirat și subexpus cu două stopuri. Îți place să ai lângă tine omul ăla care îți cântă și mai face și gafe de genul, unde este tatăl miresei? Păi știți că poate îți despărțiți sau poate, în fine, lucruri de genul ăsta. Dacă te caracterizează și îți place să ai muzicantul ăla lângă tine, ok, atunci ial. Dacă o faci doar pentru că așa se face, nu este ok. Este ok pentru că, înainte de toate, este nunta ta. Și aici mai sunt momente, de la dansul găinii, sau cum se cheamă, a început să se facă destul de puțin. Dacă îți place momentul ăla, poate fi destul de funny, acum depinde cum se face. Până la un alt moment, hai să zic așa, destul de controversat, este controversat, în fine, furatul miresei. Acum, dacă stai să dați pe Google de unde a plecat
obiceiul ăsta, s-ar putea să vă gândiți de două ori înainte să-l faceți, dar lăsând la o parte, să spunem că se fură mireasa, uneori îmi place, că mergi într-o locație foarte faină, mai schimbi puțin peisajul, faci două, trei fotografii și urmează momentul negocierii, care de multe ori este foarte ciudat. Stai jumătate de oră și se trezește un cavaler care a ieșit după două, trei pahare, se dă mare negociator și e jumătate de oră în care se discută foarte mult, invitații se simt stânjeniți, se uită acolo, nu se simte nimeni bine. E un moment ciudat. Dacă se pare ok, go for it. Muzica, din nou, trebuie să mulțumim pe toată lumea. Nu neapărat. În primul rând este nunta ta. Poți să le spui la început, va fi muzica așa și așa. Nu trebuie neapărat să ajunge la capitolul manele. Cine mă cunoaște știe foarte bine că urăsc manelele, vorba lui Carlos Dream, până la sânge. Deci nu-mi plac manelele absolut deloc. Și bine, asociez ideea de manele cu fenomenul de manelism, cu tot ce înseamnă să arăți foarte mult opulență și mai departe. Nu mai intru acum în detaliu. Acum, n-am avut niciodată nuntă de manele, exceptând una singură dată, vreo 4 ani. Spre dimineață se pun două manele. Nu e problemă, că partea bună la manele, și nu-mi vine să cred că spun lucrul ăsta, că asociez ceva bun cu manelele, este că, ok, ai pus două manele, oamenii poate se simt bine și ai reacții. Până la urmă, fotografie nu se aude muzica și ai niște reacții interesante. Da? Deci două manele merg. Deja de la a treia încep să-mi sângereze urechile. De ce nu anunț? Că la un moment dat mi se mai spune chestia asta, că ce miri frumoși ai tu și ce relaxat și ce... Zic, mă, sunt așa pentru că așa ne... Efectiv ne potrivim. Ei văd stilul de fotografie pe care îl fac eu. În momentul în care mă contactează cineva pentru nuntă, e musai să ne vedem la studio, dacă din Constanța sau dacă nu pe Skype, să discutăm, să vadă ce fel de om sunt eu, cum gândesc eu. Și în ora aia stăm o oră, discutăm, glumim și atunci îi spun și faptul că nu-mi plac manele, că văd ce fel de om sunt și automat dacă va vrea să fac o nuntă cu manele, nu mă va lua pe mine ca fotograf. Nu toți clienții trebuie să te placă sau trebuie să se potrivească cu ceea ce faci tu. Dar în momentul în care ești sincer cu tine, atunci vei avea nunțile pe care ți le dorești. O astfel de nuntă a fost nunta lui Miniței și lui Dan, la care ați văzut imagini mai devreme, și care spuneam că e nunta pe care mi-o doresc. Din ce punct de vedere? Sunt oameni foarte frumoși, frumoși în primul rând în modul lor de a trăi și de a gândi. Mai sunt discuții și pe, din punctul ăsta de vedere, mulți au în portofoliu doar imagini cu oameni, deci că sunt fotomodele, mulți poate chiar sunt, deci nu sunt mire și mireasă la modul real. N-ai nevoie să fie chiar scoși din revistă, pur și simplu trebuie să fie oameni care să lase emoțiile să se vadă, trebuie să fie oameni foarte relaxați, care să se distreze, să fie ei înșiși. Și atunci când ai doi oameni, deci cu Lumința și cu Dan, de fiecare dată când se apropiau, când se îmbrățișau, când se sărutau, efectiv se schimba fața de bucurie. Și atunci, pentru mine, ca fotograf, astea erau momentele pe care trebuia să le surprind. Am făcut și cadre mai clasice, două, trei cadre la Măcatul Miresei, stil Jerry Gionis cu mireasa lângă fereastră și mai departe, dar nici măcar nu le-am pus în album. Toate fotografiile în album sunt cele în care emoția este pe primul loc. Și aici putem face o paranteză. La un moment dat era o discuție vis-a-vis de fotografii gen Sergei Ivanov. A fost o discuție destul de aprinsă pe un grup, cu fotografii dintre alea, cu flerul care pleacă de peste tot. N-am înțeles niciodată de ce ai vrea să, în absolut toate fotografiile, să pui ceața aia mov sau să pui niște fleruri ciudate. Dacă tot pui fler, ar trebui să îl pui cu cap, pentru că Ivanov are un stil. Personal, mie nu-mi place stilul ăsta care duce mai mult spre desen animat. Dar nu e nimic împotrivă dacă faci așa ceva, dar de ce să nu faci genul ăsta de fotografie HDR nebunii, dar în care să ai și emoție? Dacă emoția lipsește, degeaba ai pui tu niște voaluri de alea, le mărești în Photoshop și cu flerul și cu... Nu prea văd rostul. Știu că e o fotografie care se cere foarte mult, dar e la modă acum. Până la urmă a fost la modă și carpetele chinezești și icoanele în care te urmărea Fecioara Maria cu ochii, că erau 3D. Contează foarte, foarte mult emoția și spuneam că am făcut paralela cu Sergei Ivanov. Dacă tot faci genul de fotografie, ar fi bine să o faci bine. Ok, vrei să pui un flare? Nu e nicio problemă. Dar îl pui, te poziționezi să ai cumva soarele în spate, să ai highlight în păr, pentru că este complet nenatural ca tu să ai flare-ul dintr-o parte, dar să nu ai lumină în zona respectivă. Ar trebui gândit, fotografiat bine și procesarea făcută ca atare.
spuneam că e un stil care prinde la fotografii începători și prinde destul de bine la genul ăsta de mirese care da, se văd prințese, dar nu știu în ce măsură, ce relevanță are imaginea aia peste 10 ani, că wow, ia uite ce wall de 10 metri mi-a făcut fotograful ăsta în Photoshop, știi? Eu aș prefera să am de-a face oameni care când le vor arăta fotografiile copiilor și emoția pe care ei au simțit-o atunci să o simtă și copilul sau nepotul peste o perioadă de timp. Din punctul meu de vedere, fotografia de nuntă este despre oameni, despre legătura dintre oameni, despre emoția dintre oameni. Cum îmbraci emoția asta, că o faci în alb-negru sau că o faci într-un stil un pic mai super photoshopat, este opțiunea fiecăruia. Pentru că am spus, eu în general sunt destul de calm așa în astfel de discuții. Faptul că mie nu-mi plac genul ăla de fotografii super HDR, super photoshopate, nu înseamnă că n-am nimic împotrivă cu cei care o fac. Până la urmă, ca și business, atâta timp cât se cere, asta este. Ca și cum ai avea un magazin și se cere o anumită băutură. Știi că este carbogazos sau care are mult zahăr și că face rău, dar te dai omului că se cere, tu îți vezi de treaba ta. Sunt destul de puțini care au curajul să spună, dar eu am stilul meu, nu vreau să ies din stilul meu și asta este. Voi găsi la un moment dat clienții care să gândească la fel ca mine. Cred că până la urmă cel mai important, cum spuneam mai devreme, este să fii foarte sincer cu tine. Și așa cum le spuneam mirilor și cum le spun de fiecare dată când mă întâlnesc cu niște viitori miri, că nunta respectivă trebuie să te reprezinte pe tine și să-ți placă ție pentru că este nunta ta, același lucru a spune și fotografilor aflați la început de drum. Discuții de genul să-mi găsesc stilul, să fac. E foarte greu să vrei să-ți găsești stilul tău, dar să te duci să încerci să faci copy-paste la Ivanov, să mai știu eu ce fotograf. Atâta timp cât tu ești mulțumit cu ceea ce fotografiezi și consideri că te caracterizează, atunci este ok. Până la urmă, spuneam că în ziua nunții fotografii un om extrem de important acolo. Și dacă mirele și mireasa sunt foarte mulțumiți de felul cum au organizat nunta și sunt foarte relaxați și se distrează, au o relație foarte bună cu fotograful, chimia asta între ei, legătura asta foarte bună între ei, între invitați, între ei și fotograf, se va vedea. Se va vedea și în fotografii, se va vedea și pe filmare și atunci același lucru poți spune și despre fotograf. Te duci la nunta care îți place, ai o legătură foarte bună, te simți extraordinar de bine, te distrezi la nuntă. Teoretic ar trebui să te simți bine, pentru că în momentul în care tu te simți bine, cel pe care îl fotografiezi se simte bine, lucrul ăsta se vede, este atât de simplu. Cam asta a fost emisiunea de astăzi. Sper că nu am supărat foarte multă lume cu atunci când am spus că sunt prea puțin fotograf sau că nivelul nu este așa cum ar trebui. Cine mă cunoaște știe că eu nu, atunci când critic o fac la modul general, critic o anumită atitudine, nu pe X sau pe Y. Și cred că e important să, pentru toată lumea, să progresăm cu toții, și mă refer aici la fotografii de nuntă, să învățăm unii de la alții și alții, știu, poate pun un accent pe emoții, alții pun accent pe un peisaj super. Până la urmă, fiecare are libertatea să lucreze cum dorește, atâta timp cât el se simte bine în ceea ce face. Acum, pe final, vă las un slideshow de fotografii de nuntă făcut de mine, în care ar trebui să se vadă modul în care gândesc eu fotografia în general. Până la urmă, nunta este cu mire și mireasă, dar e vorba de cuplu și de emoția dintre doi oameni. Și din fotografiile astea ar trebui să fie evident felul în care gândesc, și anume că emoția ar trebui să fie pe primul loc. Până data viitoare, lumină bună!